Salutare, sunt Mical și bine am găsit la un nou episod pe canal din isola asta de Minecraft Hardcore, o lume mortă. După ce fac timp m-am întors, data asta uitați. Avem 3 Wither Skeletons Skulk. Să vă zic sincer, n-a fost de fapt deloc ușor să fac rost de ele. Am folosit două toteme, of Undying, uitați. Mergem la Investments, uitați. Post Mortal, am două s-au dus. Out, din prima. Și na, uitați, mergem la statistici, mobs și căutăm ăla cum se numește Wither Skeleton, ce trebuie fie jos de tot. Wither, aici, am omorât 39 de Wither Skeleton. Iar în acest episod vom merge să batem Wither Skeletonul suprem. Însă nu o să-l batem în felul clasic. Deci, acum voi merge să iau niște obsidian și vom merge la asta cum se numește la portalul din End. Vom merge în End și o să o facem la calea de sufocă-l de naibii. Așa că o să ne auzim direct de când plecăm înspre portal. Ok, bun, ne-am întors, am mers, am luat 10 bucăți, ceea ce ar trebui să fie de ajuns. Speram. Și în timpul care eliminam, mă tot gândeam la mutarea noastră, fiindcă, cum știți, am zis că o să ne mutăm de locul ăsta. Și, sincer să fiu, nu vreau să o fac. N-aș prea vreau să mă mut atât de mult de aici. Fiindcă, deja am făcut o fel de atașare emoțională, gen de locul ăla, știți? Fiindcă în locul ăla avem totul, gen acolo am început. Și de acolo am făcut multe chestii mișto. Așa că cel mai probabil mutarea nu o să mai aibă loc. Însă o să ne construim noi aici un castel, fiindcă, să fim sinceri, ce ne oprește pe noi din a ne opri un castel la noi acasă? Corect? Și, na, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o încă. Doar ce aș vrea și eu ca la finalul anului să terminăm cu 150 de abonați. Atâta. Că na, anul ăsta am crescut destul de bine. Știu eu de ce lasă-l acolo. Acum haide să mergem repede în End. Am să că avem puțin lăguț. Că-și mulți în dormi, gata. Opa. Niciodată n-am să spun că te duc la cancun. Asta iar acum, în cazul în care nu știți, am să vă arăt cum să puteți să bateți Wither-ul destul de ușor. În primul rând, eu o să acopăr. Aici o să fac și cu lemn și cu toate. Hop, și mergem aici. Coborâm. Săpăm aici sub acest loc ceva de genul. Punem astea așa în formă de cum punem Wither-ul. Punem astea. Trebuie să-mi fac o ieșire în cazul în care asta nu merge să pot să fug. Și punem astea. Aolo. Ar trebui să meargă. Ok, bun. Merge. Parcă acum are. Pentru cum vezi, îi dăm destul de mult de damage. Deci, pe casa a putut să farmaci ușor o grămadă de nevastarul. Și bum. Am bătut și dragonul, nu dragonul ăsta, Wither-ul. Acum ne întoarcem. A fost destul de ușor, nu? Știu. Așa.
Pleacă-mă de aici, de la pușcărie. Iar acum o să mergem la ferma noastră de Iron, la care n-am mai fost de mult timp. Nici nu mai știu ce se întâmplă pe acolo. Însă nu e problemă, că aflăm acum. Și mergem de acolo să luăm niște Iron, o grămadă de Iron. Asta. Cât a luat asta? Deci, gândiți-vă că acum am 7 minute de filmare. Deci, gândiți-vă că cu tehnica asta în 2 minute aș bătut dragonul lejer. Nu, dragonul. Am ce fac cu dragonul? Scuzați-mă. În ritmul acesta, în 2 minute aș bătut Tuidorul fără probleme. Cu care o geneul, na, e bun, fiindcă puteți să-l farmați așa și puteți să aveți mai multe bicane. Lucru care nu supra pe nimeni. Totuși, să ne luăm de aici niște nisip. Parcă 5 era tot ce ne trebuie. Da. Și am zis că venim aici pentru ferma de Iron. Mamă, nu am mai fost la ferma asta de mult. Mamă, cum arată. Mai funcționează măcar oare? Că l-am dat la una dintre astea intervenise o problemă. Se transformaseră 3 din astea în zombie, fiindcă bubuie un creeper. Complicat rău. Nici nu vreau să mă gândesc. Totuși acum coborăm înapoi. Op, am zis că coborăm înapoi. Așa, coborăm. Coborăm și mai mult. Caută gunoiul aici și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproape 7 stacuri. Nu știu cam câte blocuri ar fi aia. Acum 14. Treizeci și cinci, 48 de blocuri. Asta nu-i deloc rău, sincer, e chiar bine. Cine tot așa? Vom merge acum, o să ne facem primul nostru mini beacon, cel puțin, deocamdată până facem rost de tot Iron-ul. Nici măcar nu mai știu cum se facea un beacon cum trebuie. Gen cum se... În ce formă? Bine, știu că era, gen, se facea numai în piramidă. E, acum că am luat ăsta, toate blocurile astea, am să mă duc până acasă și noi ne auzim tot de acolo. Ok, bun, am ajuns noi acasă. Cu puțin lăguț. Din păcate. Iar să mi-e scădut un pic ceancurile astea. Nu știu ce de a început să meargă greu. Însă na, sper că pe filmare fie ok. Iar acum să ne gândim unde ar fi cel mai bine să construim noi ăsta. Undeva unde să fie cam pe la jumătate. M-aș gândi dacă e să-l punem aici, în mijloc. Știți? Și cred că aia o să facem până o să reușim să facem un loc permanent. Așa că op, op, op. Trebuie până că o să fie de ajuns. Da, ciuciu. Nici măcar nu cred că-și face așa, nu. Sunt idiot. E, facem și noi un mini beacon. Până atunci să îl avem aici în mijloc, să vedem și noi cum e. Dar nu avem sticlă. Hai de merge, facem sticlă. Deci știu că aveam sticla, e treaba pe undeva. Parcă prin ceșturi. Ia și ne uităm. Uite-o. 5. Oh, am zis, oh.
primul nostru beacon. Iar acum îl luăm. De fapt, nu. Ia, haide să nu-l punem aici. Ia să stați, îl tai din tot ăsta și mă întorc. Ok, bă, m-am întors. Și cel mai bine de cam ar fi să-l facem aici. Lângă biblioteca noastră. Fiindcă știi cine ne dă practic magia, chestii, fiindcă enchantment table-ul. V-ați prins voi, iar acum, ia haide să-l punem. Ia să-i punem noi un efect. Și până acum la... Mamă, ia hai să ne punem noi un haste. Un speed. Un resistance. Mai putem să rezistez? A, ba, gata. Ne-am pus tot ce ne trebuie. Avem acum și beacon. Și, da. Cam asta a fost episodul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul nou de like și de subscribe. I-am fost eu, voi ați fost voi. Iar noi o să ne auzim data viitoare la un nou episod de acest canal. Ciao!